Procurorii de ICOT au dispus astăzi extinderea urmăririi penale față de mai mulți funcționari publici având funcții de conducere și execuție în cadrul primăriei Buzău. Angajații primăriei sunt suspectați că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi obținut ilicit bani din neînscrierea în sistemul informatic a mai multor procese verbale de contravenție. Cu alte cuvinte, în schimbul unor sume de bani, funcționarii buzoieni de la taxe și impozite au șters datoriile unor persoane juridice și fizice. Astăzi, 13 funcționari au fost audiați de către procurori, printre care și Ionel Gegea, directorul Direcției Economice din cadrul primăriei Buzău. În urma primelor audieri, procurorii au emis mandate de reținere pe numele lui Cătălin Liviu Boaru, șeful Serviciului Urmărire, Executare și Colectare Creanțe Fiscale Persoane Juridice din cadrul Direcției Economice a primăriei Buzău și unei funcționare a aceluiași compartiment, Nicoleta Angelica Lung. Procurorii DICOT spun că cei 13 șefi și funcționari ai primăriei Buzău au constituit un grup infracțional organizat. Conform unui comunicat al instituției, în cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010-2015, la nivelul primăriei municipiului Buzău, s-a constituit un grup infracțional organizat format din mai mulți funcționari publici care activau în cadrul compartimentelor de colectare, urmărire și executare a creanțelor persoanelor fizice, și juridice care au introdus în sistemul informatic de taxe și impozite date nereale prin care au fost clasate și anulate nelegal un număr de 114 amenzi contravenționale, parte din ele vizând funcționari cu atribuții de conducere la nivelul unor instituții publice din municipiul Buzău, rude ale acestora, un magistrat, rude ale unor cadre de poliție. Procurorii de ICOT mai spun că membrii grupului au diminuat cuantumul debitelor datorate de către doi agenți economici nu au urmărit, executat și încasat creanțele fiscale datorate cu titlu de impozite și taxe locale pentru bugetul local al municipiului Buzău, precum și a amenzilor contravenționale aplicate unor persoane juridice. Astfel, prejudiciul produs bugetului de stat este în cuantum de 3.135.454 de lei, din care 36.595 de lei reprezintă amenzi contravenționale șterse nelegal din sistemul informatic, iar 3.098.859,77 lei creanțe fiscale datorate bugetului local al municipiului Buzău și de stat, neurmărite, neîncasate și neexecutate silit.